Poliția locală poate acorda sancțiuni conducătorilor de trotinete electrice care nu respectă regulile de circulație. E bine, legea a fost promulgată de președintele României, Klaus Iohannis. Ne spune mai mult colegul meu, Radu Tiliță, despre ce se va întâmpla. Radu, te ascultăm, de când va intra în vigoare. Bună ziua, bun găsit tuturor. Asta ține de fiecare primărie în parte, pentru că procedura spune foarte clar, fiecare consiliu local trebuie să adopte un regulament și să dea atribuții poliției locale, astfel încât polițiștii locali să poată acorda amenzi celor care folosesc trotinetele electrice și încalcă regulile de circulație. Proiectul a fost deja semnat de președintele României, Klaus Iohannis. Pe de altă parte, este important de amintit faptul că în Parlamentul României, dar și în primărie generală a municipiului București, mai există două proiecte de regulament pentru cei care folosesc aceste mijloace de mobilitate. Pe de o parte, Parlamentul României și-ar dori ca aceste trotinete să poată fi închiriate doar de persoanele care au împlinit deja vârsta de 16 ani. Pe de altă parte, Primăria Capitalei își dorește ca bucureștenii, de exemplu, să folosească aceste trotinete doar pe pistele de bicicletă, acolo unde acestea sunt amenajate și omologate.